6 persoane au fost rănite într-un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme pe raza localității Grănicești, duminică seară. Toate cele 6 persoane, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru tratament de specialitate. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD cu 3 echipaje ale serviciului de ambulanță județean. Am fost solicitați pentru a interveni la un accident rutier, 2 autoturisme implicate, din care au rezultat 6 victime, 2 din autoturismul Hyundai, șoferul și un pasager, din autoturismul Ford, șoferul și încă 3 pasageri, dintre care un copil minor. Dintre aceștia, 2 au fost preluați de către echipajul B2 de la Siret, transportați la Suceava, ceilalți echipajele de la SAS Suceava le acordă primul ajutor și vedem pe parcurs dacă vor fi transportați la spital sau rămân aici.